În seara de 6 august 1930 un domn pe nume Joseph Crater, la vârsta de 41 de ani, după ce a luat cina la un hotel de lux împreună cu prietenii săi, a comandat un taxi, s-a urcat în taxi și nimeni nu l-a mai găsit de atunci până în ziua de astăzi. Este unul dintre cele mai interesante cazuri de dispariție nerezolvate din istoria Americii. Și pentru că acest domn era și un om foarte important, era un judecător la Curtea Supremă de Justiție, dispariția lui subită a atras atenția ziarelor și multe speculații din vremea aceea au început să circule cu privire la motivul pentru care omul acesta a dispărut. Unii au spus că a fost omorât. Alții au spus că a fost răpit. Alții au sugerat că a fost vorba de, un, de o sinucidere. Alții au insinuat faptul că mafia ar fi fost implicată în dispariția acestui om. Dar până în ziua de astăzi, dacă te duci pe internet, n-ai descoperi o concluzie clară și concludentă cu privire la dispariția acestui om. Ceea ce mi-a atras mie atenția cu privire la cazul acesta a fost singurul indiciu, singura dovadă pe care au avut-o uh, detectivii până în ziua de astăzi. Și anume, în apartamentul lui Joseph Crater, detectivii au descoperit o bucată mică de hârtie. Lângă această bucată de hârtie era un cec cu o sumă considerabilă. Amândouă, această bucată de hârtie și cecul acesta erau adresate soției lui. Și pe bucata cea de hârtie era un mesaj scurt și la subiect. Și anume, sunt foarte obosit cu drag Joe. Sunt foarte obosit cu drag Joe. Acum vă dați seama că un astfel de bilet, pe de o parte, poate să comunice mintele unui obosit, unui om obosit ajuns la capătul unei zi foarte lungi. Sau, un astfel de mesaj poate să fie epitaful unui om ajuns în curmea disperării. Un om care, într-adevăr, era obosit. Și vreau să te întreb în seara aceasta, ești cumva obosită? Ești cumva obosit? Și oboseala despre care vorbesc nu este o oboseală fizică, nu este o extenuare mentală. Nu este o istovire emoțională, ci oboseala despre care vorbesc în seara aceasta. Este o oboseală mult mai profundă. Este o oboseală la nivelul spiritual, la nivelul inimii și a sufletului. Ești cumva obosit sau obosită în seara aceasta? Are you tired tonight? Avem în fața noastră în seara aceasta un pasaj foarte cunoscut. Un pasaj pe care mulți l-au învățat pe de rost. Un pasaj pe care mulți de aici probabil l-au subliniat în Biblia lor și bine ar fi dacă nu l-ai subliniat în Biblia ta să-l subliniezi, pentru că e un pasaj foarte important, mai ales pentru perioade de crize. Este un pasaj din care probabil mulți care suntem în seara aceasta m-au auzit zeci, dacă nu sute de predici. Și probabil că întrebarea pe care ți-o spui, ți-o pui în seara aceasta este ce învățături noi a mai putea afla dintr-un text atât de cunoscut. Și ori de câte ori am în față un pasaj atât de bine de cunoscut, atât de bine cunoscut, întotdeauna îmi dau seama că în acele momente trebuie să acord mai multă atenție textului și ca un medic trebuie să disei cuvânt cu cuvânt, verset cu verset, frază cu frază, pentru a vedea ce are Dumnezeu să-mi comunice. Și când mă uit în pasajul acesta, observ primul lucru, că avem în fața noastră o invitație. Domnul Isus Hristos spune, veniți la mine. Cine face invitația aceasta? Răspunsul este cât se poate de evident, și anume, Domnul Isus Hristos. El zice, veniți la mine. Și cuvântul acesta, dragii mei, veniți, Cuvântul acesta este inima Evangheliei. Este esența Evangheliei. This word come, this is the essence of the gospel. Veniți la mine, este esența Evangheliei. Și când te uiți în alte pasaje din Scriptură, vei descoperi că de multe ori Dumnezeu cheamă și ne invită să venim. De exemplu, în Isaia 54 cu 1. În Isaia 54 cu 1 stă scris, Voi cei însetați, veniți la ape. Chiar și cel ce nu are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Și te uiți în Sfânta Scriptură și vezi că de multe ori Dumnezeu spune, veniți, veniți, veniți. De fapt, și ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, se încheie cu o chemare la a venit, și anume, Apocalipsa 22 cu 17. Cuvântul spune așa, Duhul și Mireasa, zic ce? Vino! iar cel ce aude să zică vino cel însetat să vină iar cel ce dorește să ia fără plată apa vieții Chemă Domnului domnul Isus Hristos să știți că nu este la o anumită religie sunt mulți creștini care cred că Isus și religia sunt același lucru greșit Isus Hristos și religia sunt două lucruri total diferite există o mare diferență între religie și Isus Hristos Anul trecut discutam cu un tânăr și îmi spunea, pastore, am trecut prin o perioadă grea a vieții. Și în perioada aceea n-am știut unde să apelez și m-am îndreptat spre religie. Și m-am dus aici în Phoenix, la o biserică, și am ascultat predicile, am ascultat cântările, dar zice, nu m-a ajutat deloc. Nu m-a atins deloc, nu m-a ajutat în niciun fel. Și nici nu-i de mirare, dragii mei, de ce? Pentru că persoana aceea nu s-a dus cu motivația corectă. Nici nu sunt surprins, dragii mei, pentru că pasajul acesta din Matei 11 zice Veniți la mine! Nu veniți la religia baptistă, la religia penticostală, la religia ortodoxă. Zice Domnul, veniți la mine, toți cei ce sunteți trudiți și împovărați. De fapt, nici nu zice Domnul Iisus Hristos, veniți la biserică, duminică, seara, toți cei trudiți și împovărați. Nu că ar fi rău să vii la biserică, însă esența chemării Domnului Isus Hristos este să venim la El. Isus a zis: Veniți la mine. Știați că e posibil să vii la biserică și să nu-l întâlnești pe Isus? Știați că e posibil să vii la biserică și să nu vii pentru Isus? Mă rog și sper, dragii mei, în această seară, ca toți care vin la New Life, să vină pentru Domnul Iisus Hristos. Amin? Însă în același timp, ca și pastora dumneavoastră, nu vreau să fiu naiv și să cred că toți care vin la New Life vin pentru Domnul Iisus Hristos. Și anume, sunt conștient că mulți care au venit la această biserică, mulți care au stat pe băncile acestei biserici, mulți care au stat pe scaunele acestei biserici, mulți care au ascultat predicile de la învon, mulți care au ascultat închinarea, mulți care au fost cu noi aici la rugăciune, au venit și au plecat cum au venit. Dacă nu, au plecat mai răi de cum au venit. De ce? Pentru că au venit să vadă o biserică. Au venit să check out a church. Au venit să vadă ce și cu biserica aceasta din Phoenix, New Life, cu nume de americani, dar cu români, cu servicii în limba română. Și știți de ce, dragii mei? De ce oamenii vin aici și pleacă neschimbați? Pentru că mulți dintre cei care vin în felul acesta nu vin cu intenția de se întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Ei vin la o biserică și dăm voie să spun un lucru cât se poate declara în seara aceasta. Ar vrea să spun că venitul la biserică nu-ți face niciun bine. Venitul la biserică nu are nici un beneficiu spiritual dacă nu vii cu scopul de a te întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Amin, frații mei? Venitul la biserică nu are niciun beneficiu spiritual dacă scopul meu pentru care vin la biserică nu este de a mă apropia de Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, răspunsul la problemele tale și ale mele nu este biserica New Life Romanian Church. Răspunsul la problemele mele și ale tale este Domnul Iisus Hristos mărire numelui Său. Atunci când vin la biserică cu intenția să l întâlnesc pe Domnul Isus Hristos, atunci el te va elibera de poverile tale, atunci îți va da o dignă, atunci îți va da biruință și Doamne ajută-ne să experimentăm lucrul acesta. Adică mai sunt mulți tineri care vin la biserică. Și vedeți de obicei părinții sunt fericiți când copiilor vin la biserică. Și vin împreună cu ei și tânărul acela împlinește 18, 19, 20, 21, 22 de ani și tânărul pleacă de acasă. Însă, odată ce pleacă de acasă, tânărul nu mai vrea să vină la biserică. Și părintele se întreabă, dar de ce nu mai vrea să vină la biserică? Știți de ce, dragii mei? E că s-a prea putea ca cel tânăr să fi venit împins din spate, ceea ce e bine, s-ar putea să venit pentru părinți, pentru prietenii lui, pentru gașca care e la biserică, pentru fanul pe care l are la biserică, pentru timpul fain pe care îl are aici împreună cu tinerii, dar să nu fi venit pentru Domnul Isus Hristos. Și vedeți, de multe ori, părinții trăiesc această siguranță falsă că a lor copii sunt aici în biserică, însă întrebarea este când copilul, când tânărul vine la biserică, cum a venit în seara aceasta, vine el pentru Domnul Isus Hristos, a venit el să se întâlnească cu Domnul Isus Hristos și a predat el viața Domnului Isus Hristos, este Domnul Isus Hristos totul pentru el și mă rog în seara aceasta, dacă este vreun suflet nemântuit, să audă vocea Domnului Isus Hristos care spune veniți la mine și nu numai să audă, ci și să răspundă acestei cămări, Doamne ajută-ne la aceasta. Zice Iisus, veniți la mine, Ați observat cât de simplă e invitația aceasta? Nu e nimic complicat, nu e nimic complex în chemarea Domnului. Observați ce, ce, ce simplă, cât de directă, cât de convingătoare, zice Domnul, veniți la mine. Ați observat cât de pozitivă e chemarea aceasta? Dragii mei, să vii la Iisus Hristos înseamnă să faci un pas decisiv în a te oferi Domnului cu toată inima ta. Vedeți, Iisus nu vorbește aici despre o mutare geografică, și anume, a veni la Domnul Isus Hristos înseamnă, dacă ești pe primul rând aici, să te ridici pe primul rând și să mergi până în celălalt capăt al clădirii și când ai ajuns acolo, ești al Domnului Isus Hristos. Nu, venirea la Domnul nu are de-a face cu mișcarea geografică. Dacă stăm să ne gândim bine, nici prima generație, nici audiența originală a Domnului Isus Hristos, nici pentru ei urmarea lui Isus Hristos n-a semnat o mișcare geografică. Dar într-adevăr au fost o mână de oameni care au fost după Domnul Isus Hristos, dar după înălțarea Lui, toți au trebuit să-L urmeze altfel. Și urmarea Domnului Isus Hristos nu are de a face cu mișcarea aceasta geografică, Mișcar, urmarea Domnului Isus Hristos are de a face cu urmarea la nivelul inimii, la nivelul sufletelor. Deci, ce în Matei 8 cu 34 Domnul Isus spune, zice, dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, continuați dumneavoastră, să se lepede de sine, să-și ia ce? Crucea și să mă urmeze. Să-L urmezi pe Domnul Isus Hristos înseamnă să arzi orice pod care te mai leagă de viața veche. Înseamnă să rupi orice legătură cu prietenii tăi care merg într-o direcție greșită. Să-L urmezi pe Domnul Isus Hristos înseamnă să te apropii de El, dar nu cu pași mici, nu de jumătate de drum, ce înseamnă să mergi până la capăt. Când Isus Hristos îți spune, veniți la mine să mergi să-L urmezi pe Domnul Isus Hristos. A venit la Domnul, dragii mei, important să reținem lucrul ăsta. Nu înseamnă a ne duce la o biserică sau la o anumită denominațiune. Nu înseamnă a mă afilia unui partid politic. Nu înseamnă a susține o anumită cauză socială. Nu înseamnă a urma un anumit păstor sau anumite personalitate. Duminica trecută, când predicam de la învonul acesta, spuneam cât de important este ca în 2021 noi să ne cunoaștem Biblia și să o citim în context. De ce? Pentru că în vremurile acestea vor veni tot felul de învățători falși. Și unul despre care am auzit săptămâna aceasta, m-am îngrozit, este un călugăr ortodox. Foarte faimos în România. M-am uitat la el, avea o mie de oameni live. Deci nu oameni care l-au ascultat după, erau o mie de persoane, cel puțin o mie de persoane care ascultau ce învățături dădea omul acesta. Și omul acesta, un călugăr ortodox, învăța oameni, scotea niște inepții că ți se ridica părul pe tine, că toți care au vaccinul își pierd mântuirea. Că dacă ai luat vaccinul și ești mântuit, ți-ai pierdut mântuirea și nu te mai salvează nimeni. Că toți care își au vaccinul sunt anticriști că toți preoții ortodoxi care încurajează luarea vaccinului sunt anticriști. Și erau cel puțin o mie de oameni care îl ascultau pe omul acesta și puneau întrebări, uitându-se la el ca la un guru care are lucruri extraordinare de spus, dar un om care debita prostii, învățături false. Și m-am gândit atunci, dragii mei, și bine ar fi să mă asculte preoții ortodoxi, care nu pun Biblia în mână la oameni, care nu le dau dezlegare, care spun că ei au har din partea lui Dumnezeu cum să interpreteze Biblia. Uitați-vă ce vremuri trăiesc. Au la Biblie din mâinile oamenilor, și acum călugării lor se întorc împotriva lor și n-au cu ce să se apere, de ce? Pentru că, după cum v-am spus duminica trecută, poporul pierde din lipsă de cunoștință. Dacă poporul ortodox nu are dezlegare să citească Biblia, să se apropie de cuvântul lui Dumnezeu, să cunoască adevărul că îi va face liber. Vă dați seama că mulți oameni urmăresc interpretările unor astfel de oameni și își trăiesc viața așa, își trăiesc credința așa și merg în iad, ajung în iad. De aceea Dumnezeu să se îndure de preoții ortodoxi, Dumnezeu să le dea lumină să pună adevărul în mâinile oamenilor, că oamenii să cunoască adevărul. Și în vremurile acestea, când există atât de multe manipulare la nivel spiritual, oamenii să fie liberați și să-L cunoască pe Hristos. De aceea, invitația este, veniți la mine, veniți la Hristos. După invitație, mai vedem ceva aici. Vedem și o condiție, uitați-vă împreună cu mine. Zice Domnul, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Și în seara aceasta invitația Domnului Iisus Hristos are în vedere două categorii de oameni. Trudiții și împovărații. M Am uitat în limba greacă să văd ce înseamnă a fi trudit. Și în limba greacă, a fi trudit, înseamnă, are mai multe semnificații și mai multe conotații. Mai întâi este senzația aceea de oboseală, cronică, ca și cum ai fi fost bătut. Și acum cred că românii înțeleg lucrul ăsta. Când te mai întreabă cineva cum te simți, îi zici, parcă, parcă m-a bătut cineva din cap până în picioare. Acum, cei care ați trecut prin COVID, cum am fost și eu, cei care ați avut sentimentele astea sau ați avut simptomele astea de muscle aches, de durere musculară, ați văzut ce înseamnă, parcă te-a bătut cineva de sus până jos. Asta e semnificație. Totodată, omul trudit este omul care a depus un efort atât de mare, atât de sever, este ca acel soldat care a luptat ani la rând în tot felul de războaie și a ajuns la o epuizare totală. Un soldat care a luptat războaie peste războaie și soldatul acesta nu mai poate. E terminat. Ei, unor astfel de oameni care se simt bătuți, epuizați până la capăt, unor astfel de oameni, Domnul Iisus Hristos le face invitația aceasta. Și acum întrebarea este, oare de ce ne simțim uneori, ca și creștini, de ce se simt oamenii ca și cum ar fi bătuți din cap până în picioare? De ce se simt uh, 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 trudiți și împovărați? Și vedeți, cred, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, că cine este așa de obosit a ajuns așa din cauza poverii păcatului pe care a purtat-o foarte mult timp. O persoană, dragii mei, care a purtat povara păcatului timp îndelungat, simte oboseala aceasta. Este povara unei conștiințe încărcate care îl face obosit. Este povara unei inimi încărcate de păcat, de vinovăție. Povara gândului că judecata lui Dumnezeu apasă asupra mea și n-am cum să scap de judecata lui Dumnezeu. Povara aceasta, zi și noapte, nu-mi dă liniște și mă face să fiu obosit. Am încercat, probabil, să, prin legiozitatea mea, prin fapte bune, să ajung la nivelul lui Dumnezeu. Și tot încercând să fac fapte bune, am înțeles că standardul lui Dumnezeu este o perfecțiune absolută și nici unul dintre noi nu poate să ajungă standardul ăsta. Știi, sentimentul la pe care îl ai când calci într-un nisip mișcător spiritual. Și știți cum e când calci într-un în, în, într, -un, într -un nisip mișcător? Cu cât te mici mai mult, cu atât te zbazi mai mult, cu atât te afunzi mai mult. Și este sentimentul ăsta, cu cât îți mai mult, cu atât apar că ajungi mai mult la fundul acestui gă, aceste găuri de nisip. Și atunci când vii la casa Domnului, ești apăsat, sunt apăsat și aștepți cumva să te ridice cineva. Și venim la casa Domnului și ne așteptăm cântarea să ne ridice. Nu? Ne așteptăm pastru care e în față să ne ridice, să ne încurajeze. Însă vedeți, dragii mei, cu toate că lucrurile acestea sunt bune, ele sunt doar de suprafață. Pentru că singurul care ne poate ridica cu adevărat este cel care ne face invitația, mărit să fie numele Lui. Singurul care ne poate ridica este Domnul Isus Hristos. Și poate simți că în seara aceasta vii dintr-un război spiritual. Ești ca acel soldat, bătut, obosit, la capătul puterilor. Poate ai dus un război cu tine însuți. Poate ai dus un război cu ispitele în fiecare zi. Poate ai dus un război cu, cu problemele. Poate ispitele îți bat la ușă de atâția ani și caz în fiecare zi, victimă acestor ispite. Ai ajuns în seara aceasta și te simți căzut. Și mă aduc aminte că Domnul Isus Hristos, în lucrarea pe care l-a făcut-o aici pe pământ, într-o bună zi a pășit în Ținutul Gadarenilor. Și în Ținutul Gadarenilor exista un om care în fiecare zi se războia cu un drac. De fapt, cu o legiune de demoni, de draci, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și legiunea asta de draci i-au furat familia acestui om. Și poate că ești în seara aceasta și tu ești într-un război. Poate nu ți-ai pierdut familia, dar ești pe punctul de a-ți pierde familia. Poate nu te mai înțelegi cu soția, nu te mai înțelegi cu soțul, nu te mai înțelegi cu copiii. Ai impresia că ești sub un atac constant din partea diavolului și că diavolul vrea să-ți distrugă, să-ți să, fă, să fă familia. Omul acesta, draci aceștia, legiunea aceasta de draci, i-au furat omului familia, i-au furat casa, i-au furat prietenii, i-au furat comunitatea din care făcea el parte, I-au furat puterea de a se autocontrola, au furat orice fărâmă de moralitate din viața lui, i-au furat tot ce mai aveau el, i-au furat și, și personalitatea lui, încât omul acesta, singurul loc în care se mai putea refugia, a fost într-un cimitir. Oamenii au încercat să-l ajute, l-au pus în lanțuri, l-au legat, dar nimeni n-a reușit să-l țină să-l ajute într-un fel sau altul. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o bună zi, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a pășit în ținutul gadarenilor. Și când omul acesta l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, zice cuvântul că s-a închinat înaintea lui și a dat seama că singurul care îl putea ajuta era cel care stătea în fața lui. Singurul care putea să îl schimbe era cel care stătea în fața lui. Și poate că ești și tu aici și ești hărțuit de diavol. Ești hărțuit de vicii. Ești hărțuit de ispite. Ești hărțuit de păcate. Vestea bună pe care vreau să o spun în seara aceasta este că Isus Hristos a pășit la New Life. Isus Hristos este aici prin Duhul Său cel Sfânt. Și Isus Hristos vrea să facă în viața ta ceea ce a făcut în viața acestui om, care a fost legat de puterile acestor, acestor legiuni de traci. Poate că în seara aceasta ai venit la casa Domnului îmbrăcat frumos, dar în spatele hainelor frumoase pe care le porți, poate duci în inima ta răni cumplite și profunde. Majoritatea dintre noi, când ne venim la casa Domnului, ne ascundem rănile. Și vedeți, în multe biserici, lupta pe care o ducem nu este de a ne deschide, de a ne arăta rănile pe care le avem, ci de multe ori, bătăliile pe care le ducem noi în biserică este să ne ascundem rănile, să nu le vadă nimeni. De a evita întrebările indirecte. Știți, m-am gândit la pilda semănător, la pilda samariteanului. Când omul căzut între tâlhare a fost abordat de, de samaritian, cum ar fi fost dacă omul acela bătut s-ar fi uitat la samaritean și, și ar fi zis tu nu ești din neamul meu, nu trebuie ajutorul tău. Nu-mi place cum arăți. Nu vorbești limba mea. Nu-mi place. Aștept să vină preotul și să zic, omule, dar preotul numai ce a trecut pe lângă tine și nu te-a băgat în seamă. Nu contează. Eu aștept să vină preotul. Oare mai fi supraviețuit omul acela? Și vedeți, dragii mei, de multe ori ne închidem, nu ne expunem. Și știu persoane, dragii mei, care duc durerea războaielor ani de ani de zile și n-au spus nimănui nimic. Unul dintre oamenii aceștia a trecut la Domnul. Și a fost unul dintre cei mai mari apologeți ai generației noastre. Și despre el acum se aud niște lucruri croasnice. De ce? Pentru că și omul acesta, ca mulți al credincioși, ca mulți care sunt în casa lui Dumnezeu și vin în casa lui Dumnezeu, în casa vieții lor, din punct de vedere spiritual, figurativ vorbind, trag jaluzelele să nu știe păstorii ce se întâmplă în casa lor și în familie lor, să nu știe părinții ce se întâmplă în inimile lor, să nu știe frații și surorile ce se întâmplă în viețile lor. În afară suntem extraordinari, arătăm foarte bine, dar înăuntru ducem războaiele cu noi pe care nu le știe nimeni. Dragii mei, cred din toată inima că Dumnezeu nu caută, nu vrea o nouă biserică în Phoenix care în exterior arată impecabil, dar care are frământările ei în interior. Cred că Dumnezeu, ceea ce așteaptă din partea noastră, ca și biserică New Life aici în Phoenix, să fim o biserică în care Dumnezeu să lucreze, în care Dumnezeu să lucreze la inimile rănite, în care Dumnezeu să vindece enoriașii și păstorii și oameni. Cred că Dumnezeu caută ca biserica New Life să fie un spital în care Domnul Isus Hristos, care a spus despre sine, Duhul Domnului a venit peste mine să-i eliberez. El să-și facă lucrarea aceasta în Biserica New Life. Și Doamne, fă-ți lucrarea aceasta la Biserica New Life. Dumnezeu caută New Life, o biserică în care să există transparență. Și anume în care oamenii să aducă problemele înaintea lui, pentru că el este aici. Dragii mei, Cristos n-a venit pentru un program frumos de duminică seara. Dumnezeu a venit pentru un program extraordinar la New Life duminică seara. Dacă a venit Hristos și a pășit la New Life în seara aceasta, a pășit ca să se apropie de tine și de mine. Ca să se elibereze lanțurile care încă mă leagă. Care să-mi dea libertate să pot pleca din locul acesta eliberat și odihnit în Domnul. Doamne, lucrează în felul acesta. Dragii mei, să știți că luptele nici nu doar dumneavoastră le aveți, și noi ca păstori. Și mie mi se întâmplă să vin împovărat, la învon. Și de obicei, poverile acestea, să știți că sunt grele. Uneori, poverile acestea pe care le pun, mi le mai pun eu, mi le mai pun și alții, și vin la învon. Și vin cu poverile acestea. Și știți care e povara pe care uneori am? Teama aceasta de oameni. Și de multe ori vine diavolul și spune. Dacă vorbești despre păcatul ăsta, oare nu se supără sora cu tare? Fratele cu tare? Și vin împovărat, înainte să predic, vin împovărat în timp ce predic, și după aia cobor împovărat pentru că nu știu dacă am zis bine sau n-am zis, pentru că m-am uitat în sală și vreo 4-5 persoane au cam strâmbat din nas. Și mă uit și zic, da, dacă n-am zis bine. Da, dacă n-a fost o predică bună. Da, dacă n-a fost un mesaj bun. Și să știți că pentru mine, ca păstor, e o luptă continuă lucrul acesta. Și de fiecare dată, înainte să vin la amvon, Duhul lui Dumnezeu mă întreabă, Sami, cine ți-a pus poverele acestea? Și spun, Doamne, eu mi le-am pus. Și de fiecare dată trebuie să mă pocăiesc de lucrul acesta. Și de multe ori este o luptă cu mine continuă pe care o biruiesc, de multe ori diavolul vine și spita vine și diavolul caută să, să pună poveri asupra noastră. Că nu suntem suficienți de buni. Și știți ce am învățat, dragii mei, în anii de experiență, de pastorală, de predicare, la biserica aceasta și la Providența, știți care este lecția pe care am învățat-o? Că oricât de bine ai predica, unii te vor felicita și alții nu vor fi de acord cu tine. Vrei să spun ceva, dragul meu? când te vei pocăi și te vei întoarce la Domnul, unii te vor ridica în brațe și vor spune că ai făcut cea mai frumoasă și cea mai glorioasă decizie pe care ai putut -o să o faci și alții îți vor spune că ți-ai ratat viața. De ce, dragii mei? Pentru că diavolul caută, într-un fel sau altul, să ne împovăreze pe fiecare dintre noi. Și Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus, Same zice: Tu fii credincios cuvântului Dumnezeu. Tu predică Scriptura că rezultatele sunt în mâna mea. Eu fac să crească, eu fac să se, să, 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 să se îmbogățească. Eu fac să prindă rod în viețile oamenilor. Tu fii credincios în lucrarea pe care eu ți-am care ți am încredințat-o. Dragii mei, de multe ori noi venim la casa Domnului. Și sunt oameni care vin împovărați aici. Știți de ce uneori vin oameni împovărați aici? Pentru că uneori noi îi împovărăm. Uneori ne uităm la ei și nu credem că se pot schimba. Mă duc aminte că vorbisem în urmă cu câțiva ani cu o persoană și am zis, auzi, știi cine s-a pocăit? Cu tare! Nu se poate, zice. Ăsta e teatru, e ieftin. Ăsta nu se schimbă. Îl știu eu ce a făcut, cum a vorbit, pe unde a umblat, Iertați-mi limbajul, zice, ăsta i ăsta zice, pui de drag, zice, nu ai, ai cum să schimbi, ăsta nu se schimbă niciodată. Dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta, dacă am spus vreodată sau am gândit lucrul acesta, Dumnezeu să ne mustre pentru gândul ăsta. Pentru că noi nu avem dreptul să judecăm oamenii. Noi nu avem dreptul să punem poveri asupra oamenilor când Dumnezeu îi eliberează de poverele acestea. Și de multe ori venim la casa Domnului, vedem pe cutare și cutare, poate l-am văzut fumând, poate l-am văzut consumând una alta, l-am văzut în anumite locații, îl vedem în casa Domnului și ne potignim de el, ne potignim de ea. Și, dragul meu, vreau să spun, în loc să judecăm, în loc să spunem ce ar putea Dumnezeu să facă cu persoana aceasta, știți ce ar fi mai bine? Acolo unde ești, acolo unde sunt, să plec capul și să zic, Doamne, îți mulțumesc că e în seara aceasta în casa ta. Doamne, te rog să-i schimbi viața. Te rog să te atingi de persoana aceasta. Te rog ca în seara aceasta să fie seara dedicării ei. Te rog ca tu să îi dai liniște, vină în viața ei, de-i pace, eliberare, de echilibru. Și dacă are răni adânci pe care nu le poate vindeca nimeni, Doamne, tu vindecă. Și în felul acesta, dragii mei, Dumnezeu poate lucra în New Life și poate face lucrări extraordinare. De ce? Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu și pentru că El a spus, s-a ridicat în sinagogă și a spus, Duhul Domnului este peste mine, pentru că mă un să aduc preișilor de război, slobozenia, să aduc celor captive liberarea, să aduc tămăduire pentru cei cu inima zdrobită. De aceea, pentru că cel care a zis lucrurile acestea poate să o facă. Nu-ți văd sufletul în seara aceasta, dar cred că Dumnezeu te poate elibera dacă ai venit legat. Văd în textul acesta o invitație. După aia vedem în textul acesta o cerință și mai este un ultim lucru. O promisiune. Zice cuvântul lui Dumnezeu, care e promisiunea? Hai să vedem. Zice, veți găsi o pentru sufletele voastre. Iată promisiunea. Vă întreb în seara aceasta, ce-ți vine în minte când te gândești la cuvântul odihnă? Odihnit. Sunt odihnit. care e cuvântul? care e imaginea? Când cineva spune, hai să ne odihnim, la ce fel de odihnă te gândești? Vedeți, adeseori, odihna pentru noi înseamnă, după ce ai terminat munca, să te așezi confortabil, să dai drumul la Netflix și să te uiți la o niște seriale, poate să te uiți la un meci de fotbal, Poate să mai urmărești știrile, poate să mergi într-o vacanță de o săptămână sau două săptămâni, pe la Cabo, prin Mexic sau eu să știu, care sunt mai acum în vogă. Poate pentru tine, a te odihni înseamnă a ieși la pensie. După 65 de ani de muncă, vreau să termin munca pe care am făcut-o și să mă odihnesc și să mă bucur de viața care mi-a mai rămas. Ce înseamnă pentru tine odihnă? Și vedeți că vine vorba de odihnă, noi în felul acesta definim odihnă, dar dacă v-aș spune, ce ar fi dacă vă aș spune în seara aceasta, că nu în felul acesta definește Dumnezeu odihnă. Nu în felul acesta definește Biblia odihnă. Odihnă, dacă întoarceți cu mine la capitolul 2 din Genesa, odihna pe care ne-o promite Domnul Isus Hristos, mie și ție, este odihnă a sufletului, dragii mei. Este o odihnă cu totul deosebită și cuvântul odihnă, dragii mei, este unul dintre primele cuvinte pe care Dumnezeu le folosește, pe care Biblia le folosește încă de la început. De fapt, odihnă apare în contextul creației, în Geneza 2, unde aflăm că Dumnezeu în a șaptea zi ce a făcut? S-a odihnit. V-ați întrebat vreodată de ce s-a odihnit Dumnezeu? Credeți că era obosit după șase zile de lucru? Credeți că Dumnezeu e un om ca și noi, istovit după șase zile, a zis, nu mai pot, am terminat, trebuie să mă odihnesc. Credeți că din cauza aceasta Dumnezeu a hotărât ca șaptea zi să fie zi de odihnă? Nu. Motivul pentru care Dumnezeu a pus a șaptea zi de odihnă a fost să arate că creația s-a încheiat, că s-a terminat, că lucrarea s-a împlinit. Dumnezeu, dragii mei, a pus în creație o împlinire o mulțumire, dacă vreți, pe care el a numit-o odihnă. Vedeți, Dumnezeu l-a creat pe Adam, foarte interesant, și conform Scripturii, Adam, dragii mei, s-a odihnit de două ori. Prima dată, când s-a trezit după prima odihnă, a văzut în fața lui soția. A văzut o femeie frumoasă. A doua oară, când Adam s-a trezit după odihna lui, a fost o a doua zi. A fost ziua aceea de odihnă. În alte cuvinte, Adam și-a început viața odihnindu-se. Și vedeți, foarte interesant, mulți dintre comentatori sugerează faptul că Adam și Eva, știți când au căzut? În ziua aceea de odihnă. În prima zi de odihnă. De ce? Fiindcă esența ispitei diavolului a fost de a întrerupe odihna și când te uiți din Geneza capitolul 3 până în Apocalipsa, vei vedea o istorie continuă a unei lumi care este obosită și apăsată și trudită, care așteaptă o tihna din partea răscumpărătorului care vine în Apocalipsa. De aceea, dragii mei, te uiți în Sfânta Scriptură și descoperi că de fapt toată căutarea omului este după o dignă care va fi dată de Domnul Isus Hristos cu preț de sânge. Te uiți în Geneza, dai câteva capitole și vezi Noe. Știți ce înseamnă Noe? O dignă. În alte cuvinte, părinții lui atât de mult și-au dorit o dihnă aceasta sufletului, încât sincer au sperat că în copilul acesta se va împlini promisiunea lui Dumnezeu că va aduce o dihnă că va zdrobi capul șarpelui și că va duce odihna aceea. Mergem mai târziu și în exod, foarte interesant, Dumnezeu scoate poporul Israel din, robia, din robia Egiptului și l-a dus în Canaan. Și știți cum numește Cananul în evrei, autorul cărții evrei? Țara odihnei. Locul odihnei. Și acolo, dragii mei, în Canan, chiar mai devreme, Dumnezeu instituiește poporul acesta. Și știți care este semnul legământului Dumnezeu cu poporul Israel? Sabatul. Semnul lui Dumnezeu este sabatul. Și Dumnezeu zice, a șaptea zi este sabatul, trebuie să te odihnești. După șapte cicluri, după șapte ani, Pământul trebuie să ia sabat. Pauză. După 50 de ani trebuie să dați un reset, să dați drumul la sclavi, să eliberați. Pământul trebuie să se odihnească. Și Dumnezeu a gândit ciclurile acestea. De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut să spună încă de la întemeierea lumii că oamenii trebuie să se oprească și să înțeleagă că au nevoie de odihnă a sufletului. Că toată căutarea aceasta și împlinirea în familie, în job, în carieră, în educație, nu-ți va da odihna de care ai nevoie și că ai nevoie de Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, nu știu pentru cine a fost mesajul din seara aceasta, însă prin credință sper că poporul care a fost în seara aceasta pleacă din locul acesta odihnit. Și sper că nu odihniți pentru că v-ați odihnit bine, ați dormit bine în timpul predicii mele și pentru că cred din toată inima că Dumnezeu a lucrat la inimile noastre în seara aceasta și ne-a ne-a cercetat lui Dumnezeu să înțelegem cât de important este să avem o odihna aceasta din partea lui Dumnezeu. Poate că cei care m-au vorbit în seara aceasta, majoritatea l-ați primit pe Domnul Isus Hristos. Ați venit la el. A fost un moment în care ați venit la Domnul Isus Hristos. Însă, dragul meu, vreau să spun: dacă ai venit în seara aceasta și nu ai parte de odihna lui Hristos, te chem aici și acum să te împaci cu Domnul. Chemarea aceasta vine la mine. S-ar putea să fie ultima chemare pe care o uzi în viața ta. Și poate că pentru faptul, pentru poate pentru că încă trăiești, se datorează faptului că Dumnezeu ți-a dat har. Dumnezeu te mai lasă încă o zi să vii la El. Și dacă aș fi în locul tău și n-aș fi împăcat cu Domnul, n-aș veni tiptil, n-aș veni cu pași, cu pași mici, aș alerga efectiv spre Domnul pentru că înțeleg că chestiunea aceasta a Sufletului e o chestiune de viață și de moarte. Deci, dragul meu, dacă nu te-ai împăcat cu Domnul, te chem în seara aceasta să lași totul deoparte, să vii înaintea Domnului, să vii la crucea lui Hristos, să-ți predai viața lui, să te împaci cu Domnul, să-L primești pe El în viața ta ca Domn și Mântuitor, să primești chemarea Lui și să pleci din locul acesta odihnit și împăcat. Invite echipa de închinare în față. Și am o provocare și pentru dumneavoastră, dragii mei. Pentru noi care am trăit eliberarea aceasta. Poate ești în locul acesta. Și de-a lungul vieții, ai început să aduni în viața ta anumite poveri. Ai început să aduni în viața ta și ce este greu să mergi la Domnul. Și ai impresia că lucrurile, vicile, păcatele, problemele, Războaiele pe care le duci în sufletul tău sunt prea mari pentru Dumnezeu. Poate că ești în seara aceasta, și așa cum am spus, mulți dintre noi în exterior arătăm bine, dar în viața noastră avem nevoie de Mântuitorul nostru. Avem nevoie să trecem la cruce. De deci aceea vreau să te invit, în timpul care ne-a mai rămas, împreună cu cei care cred din toată inima că vor face pasul credinței în seara aceasta să te și tu la crucea lui Hristos și să înțelegi că această chemare este și pentru tine. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Nu știu ce te împovărează, nu știu ce e în sufletul tău, dar vreau să spun că singurul care te poate elibera este cel care a făcut chemarea aceasta. Vă invit să ne ridicăm și să stăm într-o stare de cercetare <coughs> și în timp ce echipa de închinare va cânta această aceasta, Doamne, atinge din nou! Doamne, atinge-mă din nou. Doamne, treci prin dreptul inimii mele. Lasă-L pe Hristos să treacă și prin dreptul inimii tale și a familiei tale. Suntem într-o stare de cercetare, fiecare ne rugăm în dreptul nostru, în Duhul nostru și lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu și Hristos care a pășit în seara aceasta la New Life să pășească și în viața ta, și în inima mea, și în situația mea și să mă ofere eliberarea. Haideți să lăudăm pe Domnul în seara.